Diferența dintre un test rapid și un test de real-time PCR, în primul și în primul rând, are la bază diferența dintre cele două tehnici. Una este o tehnică de biologie moleculară care se uită și caută în proba examinată acidul nucleic, pe când cealaltă este o probă imunologică care are la bază o reacție între antigen și anticorp, între o proteină virală sau bacteriană și anticorpii care sunt incluși într-o hârtie specifică. Și este un test colorimetric. Primul test despre care vorbim, cel de real-time PCR, este un test diagnostic, care pune diagnosticul de prezența acidului nucleic a germenului căutat, pe când testul de rapid este un test care face un screening și ridică o suspiciune.